Rugăciunea pentru bolnavi a părintelui Arsenie Boca Căzând la icoana ta cea de minun făcătoare, ne rugăm ție întru tot înduratei maici a Domnului celui iubitor de oameni, revarsă asupra noastră stăpână, prea bogate milele tale și cererile noastre cele aduse ție, celei grabnic ascultătoare, grăbește a le împlini întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere și mântuire. Cercetează-ne, prea bună, pe noi, robii tăi, cu darul tău și dă celor neputincioși tămăduire și sănătate de săvârșită, liniște celor înviforați, celor robiți, lobozire și mângâiere, pe toți cei ce pătimesc în toate chipurile izbăvește a tot milostivă stăpână, toate orașele, satele și țara aceasta de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie, de virus, de microbi și de alte pedepse vremelnice și veșnice și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de maică, și slobozește pe robii tăi, aflați în suferință, și mă slobozește și pe mine, roaba ta, de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor și de căderea în păcat, că fără de împiedicare, într-o dreapta credință, trăind veacul acesta, să ne învrednicim și în cel viitor de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Fiului și Dumnezeului tău, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, din cu cel fără de început al său părinte și cu prea sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin, amin.